Doamna Oina Matei, bună ziua. În primul rând vreau să ne spuneți de unde sunteți și când s-a întâmplat incidentul și ce anume s-a întâmplat. Bună ziua, eu sunt din Trivalea Moșteni. Ce județ? Județul Telorman. Așa. Vă rog să ne povestiți ce s-a întâmplat și când anume. Da, da, da. Pe data de 14. Eu mă deplasam de acasă, de la mine, cu utilajul meu propriu, cal și căruță. Mergeam către cineva din comuna Talpa ca să îmi împrumut o sumă de bani, deoarece urma la săptămână să facem pomana. Și nu aveam bani suficienți. Fapt care, deci în jurul orelor 8, așa am plecat eu de acasă, 20, orele 20, am plecat de acasă, cam pe la orele 8:30, pe șosea, trecând de o tarla de porumb, m-a oprit un domn care m-a întrebat unde mă duc. Fapt care eu atunci i-am răspuns, păi, dar de ce mă întreb tu unde mă duc, e treaba ta unde mă duc eu? Mă duc unde am treabă, mă duc ca, na, ca fiecare femeie, poate am un amant, am spus, poate am pe cineva, e treaba ta unde mă duc eu, că așa m-am exprimat. La care el îmi spune, zice, da, zice, ai voie, așa arogant mi-a răspuns, zice, da, ai voie, cum să nu ai voie? Du-te unde ai plecat. Acum eu am plecat, am continuat să merg către comuna Talpa, fapt care aici, sincer vă spun, m-am îndoit un pic când am văzut că am fost oprită de acest cetățean. Și m-am gândit că ar fi mai bine să mă întorc acasă, să mă întorc calul și să mă duc acasă. Să nu cumva să mi se mai întâmple alte chestii pe traseu, nu știu, că fiind femeie știți cum e. Am deci întors calul, așa un pic. Doamna casă, Oina, stați un pic ca să fac eu un rezumat ca să înțeleagă toată lumea. Pe 14 august, deci și acum okay. 10 zile, practic, da? Două săptămâni, să punem rotund. Da, vă duceați, spuneți dumneavoastră, într-un alt sat să împrumutați o sumă de bani pentru a face un parastas de un an de zile de la o înmormântare sau... Da, da. A, așa. Și v-a oprit un domn. Nu, de 6 săptămâni, de 6 parastasul săptămâni. Fratelui meu. Dar, a, condoleanțe, îmi pare nespus de rău. Deci, iată, da, că de asta sunteți încă în dolu. E recent, mulțumesc, dispariția da. Lui. Dumnezeu să-l ierte. Și, trecând cu calul și căruța, v-ați dus pe câmp între două sate. Și v-a oprit cineva da. Și v-a întrebat unde mergeți. Noi avem și niște imagini, le-au dat colegii noștri, sunt imagini care vă pot afecta emoțional pe dumneavoastră, telespectatorii, pentru că așa arăta Oina după ce a fost bătută cu bestialitate. De ce v-a acuzat acel domn din câmp? De ce v-a bătut? Ce anume v-a... Acel domn m-a acuzat pentru faptul că a zis că umblu să fur porumb, că de-aia sunt eu cu căruța pe acolo. Mai exact m-a acuzat și că mi-am băgat bărbatul, a spus atunci că mi-am băgat bărbatul meu la el în porumb. Și că eu umblu pe acolo ca să-mi iau bărbatul de la el din porumb. Bărbatul care dumneavoastră care ar fi, de s-ar fi dus săptămâni. La tăiat porumb și dumneavoastră l-ați fi așteptat cu căruța în afara lanului da. De porumb, înțeleg. Bun. Da, 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 că eu aș umbla cu căruța pe acolo ca să-mi iau bărbatul care am băgat la el în anul așa, de porumb. Mă scuze, doamna, nu-ți faci dreptate singur. Nu te apuci și schingiuiești omul că asta... mie mi-aduc, adică vergile alea, urmele alea de lovituri pe care le are pe corp și pe care n-am putut să le privesc. Nu am putut, efectiv. Sunt cumplite și mi-amintesc de, uite, doamne, nu, e cumplit. Îmi amintesc de perioada aia, de dinaintea abolirii sclaviei, când erau biciuiți sclavii în America sau, știi, cetățenii de culoare. Adică nu se poate, dom'le, și dacă prinzi pe cineva că-ți fură și există căi legale prin care anunți poliția, dar nu schingiuiești omul, nu bați o femeie și lipsită de apărare în halul ăsta. Bun, spuneați că nu erați sub nicio formă cu un bărbat, deci nu erați însoțită de vreun bărbat era în lanul de porumb la furat, ci erați singură. Bărbatul dumneavoastră, înțeleg, este în Germania, da. Sau era în Germania la acea dată. Da, zis, bărbatul da, meu, săptămâni. Da, da, pot să și dovedesc faptul ăsta, dacă este, vă dau și numărul lui de telefon. Doamna, și cum a sărit la dumneavoastră așa cu biciu, cu ce v-a bătut? Deci m-a oprit atunci, eu am întors, cum v-am spus, să mă duc către casă, fapt care el și-a sunat un frate al lui, din câte am înțeles că eu nici nu știam cine, nici nu-i cunoșteam pe persoanele respective, cine erau și a sunat un frate al lui, a venit cu mașina în dreptul tarlalei de porumb, așa, și m-a așteptat acolo, că eu plecasem către casă, iară, înapoi.
M-a așteptat acolo și când eu am vrut să trec de fratele lui, nu am știut eu că el mă așteaptă pe mine. Când am ajuns în dreptul lui să trec, mi-a pus mașina în față și m-a oprit pe loc. S-a dat jos din mașină, a coborât, mi-a luat calul de hăț, de dârlog, cum se spune la noi la țară, mai exact, și m-a tras pe arătură. Deci m-a tras pe o arătură în partea dreaptă, unde după arătură, dacă circulă vreo mașină sau ceva, deci nu se vede absolut nimic pe arătura aia acolo, ce se întâmplă. Și erau doi bărbați și dumneavoastră erați singură în căruță. Și acei doi bărbați, amândoi frați, v-au bătut cu bestialitate pentru că au presupus că v-ați dus, doamna, să furați porumb. Doamna Mirela, un moment. Nu m-au bătut amândoi frații, m-a bătut unul singur, m-a bătut... Cu ce v-a bătut în halul ăla? Că n-a dat cu pumnii, e clar, a folosit... Prima dată m-a bătut cu un baston de poliție, care blândul Marius l-a folosit de la dânsul, din mașina dânsului, când a venit. M-a bătut cu bastonul din mașină până am căzut în fund, lângă roata căruții, după care a continuat cu biciul meu propriu de la mine din căruță. Deci cu biciul din căruța a dumneavoastră v-a bătut cu biciul meu? Da, cu biciul meu. Eu n-am întrebat degeaba, pentru că în cazul ăsta... Mă rog, nu știu dacă doamna a fost la IML ca să constate IML-ul ce grad de lovituri sunt astea, dacă i-au pus viața în pericol. Am fost, scuzați-mă. Da. Nu, ce vreau să spun, că da, pe lângă aceste lovituri și infracțiunea de lovire și alte violențe sau, știu eu, lovituri care poate i-au pus viața în pericol, mai există o infracțiune și deținere de arme albe. Alături acel de... pulan de... poliție, omul a scos din mașină și n-ai voie să dețin, n-ai voie să... Iată, alături de doamna Oina Matei, este acum și mama dumneaei, doamna Floarea Matei, sperăm că ne aude. Bună ziua, doamnă! Vă văd acum și îmi imaginez că nu e deloc... Un copil mort și fica bătută, schingiuită și ați văzut-o în ce fel a fost lovită. Doamnă, când a venit fata acasă, cum ați văzut-o sau cum ați aflat ce s-a întâmplat în acea noapte? Ce v-a spus când a ajuns ea acasă? Când a venit doamna acasă, am întrebat-o că unde a fost. Și nu mi-a spus nimica. Nu mi-a spus nici că e bătută, nici că nu e. A tăcut în gură, ca să nu facă sânge rău. Dar ați chemat poliția? Ați chemat poliția, doamna Matei, să vă vadă exact în momentul acela, să spuneți ce s-a întâmplat acolo. M-a scăpat? Doamna Mirela, scuzați-mă că intervin. Nu am chemat poliția eu pe bază că mi s-a spus că dacă chem eu poliția, mă amendează tot pe mine. Așa mi s-a spus de la poliție când am dat declarația. Deci ați dat o declarație la poliție? Iar ca să chem ambulanță, ca să mă duc... Da, mi-am depus, am reușit în sfârșit, după ce am luat legătura cu dumneavoastră, am reușit ca să mă ia și pe mine cineva în seamă să-mi dau o declarație după atâtea insistențe. Dar de ce tot dumneavoastră să vă dea amendă? Pentru că erați pe un teren privat, erați într-un lan de porumb al cuiva și n-aveați voie să intrați acolo? Mie mi s-a spus, doamna Mirela, că mi se dă amendă tot mie pentru că au chemat ei poliția, că ei atunci au chemat și poliția la fața locului după ce l-au bătut zdravă. Indiferent, până la urmă ar fi avut de demonstrat un furt sau nici nu știu dacă există în codul penal tentativă, cred că există tentativă de furt, trebuia demonstrat, dar nu îi îndreptățește nimeni să vă calce în picioare. Și asta e valabil și pentru paznicii de, știu eu, bostănării, unde pepeni și așa mai departe, să mai duc copii, să mai ia unul și îi rup cu bătaia. Nu de aia există un om care păzește. Omul ăla trebuie să sune la poliție, trebuie să fie vigilent, trebuie să recunoască eventual hoții, dar nu are dreptul să-i lovească. Vedeți că nici firmele astea de pază nu au dreptul să dea. Noi încercăm să luăm legătura cu presupusul agresor, cu bărbatul pe care dumneavoastră ni l-ați indicat că v-ar fi produs acele răni, Mirela, dar nu ne răspunde. La ora actuală, după două săptămâni, după ce schingiuiești o femeie așa, care putea să fie la furatul de ce vrem noi pe lumea asta, nu trebuia să fie în libertate. Colegii mei spun că nu vrea să intre, deci domnul a fost sunat, a răspuns, li s-a explicat despre ce este vorba și că ne-am dorit un punct de vedere, a transmis că nu dorește să dea niciun punct de vedere. Eu ăsta nu e pericol social, Matei. Unul care aduce o femeie în halul ăsta, nu e pericol social? Păi eu vreau să întreb, este vreun dosar penal pe numele cuiva?
pe numele lui sau pe numele dumneavoastră? Pe numele cui este? În urma anchetei poliției. Doamna Mirela, ce să vă spun? Eu nu știu nimic dacă este vreun dosar penal sau nu. Ați depus vreo plângere că ați fost bătută cu bestialitate? Da, da, am depus. Deci există un dosar penal? De la IML, ce vi s-a spus? Nu mi s-a transmis nimica momentan. Deci nu mi s-a transmis nimica. Fapt care vă spun și dumneavoastră că s-a mirat și ilegistul când m-a văzut, că a zis că așa ceva n-a văzut. Iar mi s-a spus că după 7 zile, în 7 zile lucrătoare, pot să aflu și să-mi iau certificatul medico-legal. Am în general cam 3 săptămâni. Eu am înțeles din documentarea pe care colegii noștri au făcut-o că la poliție, domnul care v-a bătut în acest hal, cel pe care dumneavoastră l-a acuzați, ar fi spus că v-ați lovit singură de căruță. Da. Deci că nu el v-ar fi lovit așa. Da, în halul ăsta am auzit. Păi asta întreb și eu. Cum poți să-ți produci singur astfel de răni? Eu vreau să vă întreb totuși. Bineînțeles, asta nu scuză sub nicio formă ceea ce a făcut acel bărbat cu dumneavoastră. Drumul către satul prietenului la care mergea dumneavoastră trecea prin lanul lui de porumb sau este și o șosea, un drum public accesibil tuturor? Doamna Mirela, este un drum accesibil, este o șosea, deci nu se trece, se trece pe lângă lanul lui de porumb, că este la margine, dar nu este oprit din circulație, este șosea. Înțeles. Deci erați ar veni pe un drum public pe care nu era interzis accesul, doamna, nu erați pe o proprietate privată, pe lanul cuiva. Da. Dar pe dumneavoastră v-a prins cineva vreodată? Iertați-mă că sub nicio formă. V-a prins la furat de ceva, de păpușoi, de floarea soarelui, de știu eu vreodată? Doamne ferește. Nu, n-ați avut niciodată astfel de probleme. Nu. Acum la telefon este bărbatul... Nu am avut așa ceva și nu m-am dus la... Căruia voiați să împrumutați bani, adică nu, de la care voiați să împrumutați bani, către care mergeați în acea seară. O să-i spunem bună seara domnului Marin, dacă am reținut bine, da? Bună seara, bună ziua, domnul Marin. Sărună. Domnul Marin, vorbiserăți, presupun, cu doamna Oina înainte să vină spre dumneavoastră, da? Și trebuia să ajungă și n-a mai ajuns. Povestiți-ne ce s-a întâmplat în acea seară. Pe data de 14, trebuia să vină la mine, că am plănit și dau niște bani pentru parasat. Așa. Și i-am zis că în jur de 9 vine, știți? Seara, 21. Așa. Și a sunat-o de vreo 3-4 ori până la 23 și nu mi-a răspuns la telefon. După ora 23 m-a sunat ea și mi-a zis că de ce n-a venit. Mersând drum spre mine, a oprit-o cineva și a bătut-o. Bun. E un aspect important, că se confirmă povestea doamnei. Aveați în căruță vreun păpușoi, vreun porumb, vreun snop de ceva, astfel încât să creadă bărbatul acela că ați venit la furat? Nu. Deci nici măcar furtul nu poate fi dovedit. Nu, nu am avut nimic. El v-a bătut preventiv. Nu. Nu am avut absolut măcar un porumb sau un cocean în căruță.